Handbalistele slătinene au abordat la victorie meciul cu nou promovata Știința București în cadrul etapei a patra a actualei ediții a Ligii Florilor. Ele au intrat pe teren dornice să-și adjudece cele 3 puncte puse în joc pentru a-și echilibra situația după înfrângerea suferită acasă în etapa precedentă. Ele s-au instalat la crâma jocului încă din primul minut al meciului și au intrat la vestiare cu un avantaj de 3 goluri, 14-11. La revenirea pe teren, meciul jucătoarelor slătinene nu a mai fost același, ele permițând gazdelor să-și facă jocul și pe alocuri să preia conducerea. Nu a fost pentru o perioadă lungă, așa că sportivele din capitală au reușit să înscrie în partea a doua a jocului doar cu un gol mai mult decât adversarele lor. La finalul meciului, jucătoarele de la CSM Slatina și-au trecut în cont victoria, tabela de marcaj indicând 27-29. Antrenorii celor două echipe s-au declarat mulțumiți de prestația sportivelor pe care le antrenează. Toate meciurile sunt foarte grele, am spus-o și o repet, chiar dacă Știința este o echipă nou promovată, are jucătoare cu experiență, are jucătoare care au jucat în prima ligă. Eu nu pot să declar ce declarații fac alții, că este un meci accesibil. Eu cred că în prima ligă nu mai există adversar accesibil. Trebuie să-ți pregătești fiecare joc, atât în atac cât și în apărare, să încerci să-ți capacitezi jucătoarele care au la jocul lui să dea 100% de fiecare dată, indiferent de problemele pe care le au. Vreau să-mi felicit echipa, au jucat până la final, cu bune și cu rele, importante sunt cele 3 puncte puse în joc. A fost un meci... Acum pot să spun că a fost un meci bun al nostru. Știam că va fi un meci de luptă, știam că va arăta așa. Ne-am pregătit pentru toate situațiile astea. Din păcate, mici detalii au făcut să nu fim noi câștigători, zic eu. În urma celor 6 puncte acumulate până acum, echipa olteană ocupă locul 10 în clasament. CSM Slatina va susține următorul meci pe data de 16 octombrie pe teren propriu cu Gloria Bistrița.